Noi vorbim că se uită copiii la televizor, îl văd păguță și copiii nu se mai uită la televizor. Nu se mai uită. Noi ne uităm la televizor și ne spunem, aoleo, copiii noștri ce pățesc. Ei nu se mai uită. Iar CNA-ul ar trebui să se gândească la acea bucățică din directiva serviciilor audiovizuale. Servicii media audiovizuale. Dacă uitați pe audiență, da. Segmentul 15-44 are 24% din public. 23% public din an. Atenție! Deci asta numai noi credem că se uite ei. Nu e așa. România nu este București. Eu am lucrat în ultimii 3 ani cu elevii de liceu. România nu este București. Nu, cu elevii de liceu din toată țara. Sute de copii nu se uită la televizor. Eu vă spun că cifrele reale sunt... Nu, cifrele reale îți arată cine este în cameră în momentul în care merge televizorul. Nu cine se uită la televizor. Eu am fost, acum m-am întors de la Craiova și am fost la frații Buzești, care este unul dintre cele mai bune colegii din țară. Se uită la televizor. Și am avut, trei clase la întâlnire printre cele mai bune din colegiu. Și am întrebat, așa am început. Și în general toate întâlnirile mele cu liceenii cam așa încep. Câți vă uitați cel mult o oră la televizor pe zi? Numărul celor care se uită 4 sau 5 ore...